Bun găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre arte și artiști. Sunt Veronica Kirchner. Luni 23 noiembrie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea poetului de origine română, Paul Celan. În acest episod este vorba despre doi artiști care, prin opera lor, au intrat în dialog cu Paul Celan și cu opera acestuia. Artistul german, Anzel Chifă, și artistul de origine română, Belu Simion Făinaru. Înainte de a vă invita să urmăriți acest episod, dacă iubiți arta și poezia, arta și cultura, vă recomand să urmăriți în fiecare sâmbătă, de la ora 18:30, ora României, emisiunea Arte Frumoase de la Radio România Cultural. Emisiunea Arte Frumoase s-a născut în decembrie 1960. Din 2017 este realizată de Daria Ghiu. Daria Ghiu, istoric și critic de artă, jurnalist cultural, semnează și volumul În acest pavilion se vede artă, România la Bienala de Artă de la Veneția. Așadar, în minutele următoare despre Anzel Chifă și despre Belu Simion Făinaru și despre participarea lui la Bienala de Artă de la Veneția de anul trecut și despre expoziția sa personală Lapte Negru de la Muzeul de Artă din Haifa, Israel. De aur al tău păr, Margarete, de cenușă al tău păr, Sulamit. Este finalul tulburătorului poem Fuga morții, al poetului evreu de origine română Paul Celan. Poemul a apărut în volumul Mon und Gedächtnis, Mac și Memorie. Este poemul scris în limba germană cu trimiterea cea mai explicită la uciderea în masă a evreilor în timpul Holocaustului. Paul Celan a scris Fuga morții în 1945. În același an se năștea Anzel Chifă, artistul german care a făcut din poezia lui Paul Celan una dintre temele principale din opera sa. În seria Fuga morții, Anzel Chifă se concentrează nu pe criminali, ci pe victimele Holocaustului, personalizate în evreica Sulamit cu părul de cenușă ars, în contrast cu arhetipul german al Margaretei cu părul blond. Dein goldenes Haar, Margarete, Dein Aschenes Haar, Sulamit. Este perechea contradictorie a celor două tipuri de femei unite într-un destin tragic. Margarete, tipul feminin germanic, arian, o asociație și cu Gretchen a lui Faust de Goethe, opusul lui Mephisto. Sulamit este, din punct de vedere literar, frumoasa iubită din Testamentul Vechi a regelui Solomon. Element de deosebire este părul, auriu al Margaretei, de cenușă a lui Sulamit. Părul tăiat fiind unul dintre simbolurile cele mai puternice pe care le purtăm cu noi despre practica îngrozitoare de a le tăia părul evreilor ajunși în lagărele de concentrare. Pentru a o sugera pe Margarete, Chifă folosește paie, un simbol pentru părul blond arian în antiteză cu cenușa părului lui Sulamit, referință la omorârea în masă a evreilor în lagărele de concentrare. Părinții lui Paul Celan au fost omorâți într-un astfel de lagăr. Celan va purta cu el până la sfârșitul vieții, când se aruncă în Sena, sentimentul vinovăției că nu le-a fost alături. Fuga morții a apărut în volumul Mon und Gedächtnis, Mac și Memorie. Acesta este și titlul acestei instalații, un dulap cu casete compartimentate, folosit în timparul de odinioară, din care cresc maci ca niște trupuri uscate. Cele 24 de compartimente sunt arhiva celor fără de nume, pentru cei reduși la un număr. În instalațiile sale, Chifă folosește materiale arhaice. Pe lângă plumbul dominant există cenușă, paie, floarea soarelui, fire de păr, nisip, argilă, lemn ars, resturi de țesături. Anzel Chifă se descrie astfel. Nu sunt un pictor ca Matisse sau Delacroix. Folosesc mai mult materialul decât culoarea. Materialele folosite au o semnificație spirituală. Relația mea cu imaginea este mai degrabă cea a unui sculptor și nu a unui pictor. Lucrările dedicate poeziei lui Paul Celan sunt încercări în procesul de vindecare a unei nații traumatizate, sunt încercări de reconciliere cu trecutul, expresii a vinei istorice.
Perioada aceasta are loc în Haifa, în orașul în care trăiești, o expoziție în care se află și instalația ta cu titlul Black Milk, lapte negru, un titlu care face referire la unul dintre poemele tulburătoare ale lui Paul Celan, Fuga morții. Și ai fost unul dintre cei trei artiști care anul trecut a reprezentat România la Bienala de la Veneția și acolo instalațiile tale au avut referire la Paul Celan. Mă pot asocia cu el foarte ușor în biografia mea, adică sunt multe puncte comune ca evreu, român, cu Paul Celan, tot evreu, român, cu părinții în România, care a trecut el personal Holocaustul, la mine părinții mei, mai ales tatăl meu, a fost el în lagere. Și acest fel de dezrădăcinare, m-am exprimat și eu cum a fost chiar instalația mea la Bienala la Veneția, belongs nowhere and to another time. E, în cuvintele astea care le-am pus în mai multe lucrări, e cum ar fi ce simt eu, asocierea mea ca identificare cu Paul Celan, e, un fel de continuare istorică, mai mult ca simț. Interesează e dimensiunea lui de a gândi subiectul de lumină, subiectul de nimic, subiectul de lumină din punct de vedere mistic, adică nu-i ceva material care poți să-l atingi, dar el a înțeles foarte bine asta, o anumită legătură cu gândirea cabalistă, ebraică, evreiască, că Paul Celan a știut și limba ebraică și însemnătatea literelor și noțiunea nimicului. Pot să spun că are legătură chiar și cu această criză de corona, care tot e un fel de reducere la pierdere, noțiunea de casă, de siguranță, se desframă. Lucrarea care am făcut-o la Haifa, prima oară am expus-o la galeria Anca Potărașu din București și cu curatoarea Stoenescu, care a fost un dialog fantastic. Prima oară am făcut lapte negru, am făcut cu Mihai, la Plan B, la Cluj. Și în care pot să spun că Mihai, el atunci aduna cu mine farfurii și ce din tot felul de lucruri, tot așa, din case care s-au desprămat și noi le-am readus. Prima oară și atunci le-am pus pe podea. Chiar am dat numele de lapte negru. Faianțele care le-am obținut acolo, le-am obținut de, cum ar fi, de mâna a doua, din tot felul de case destrămate, care această legătură cu Celan, prin laptele negru, care este exact inversul de a lapte care e hrănitor, care îți dă viață, ceva care e o travă, adică e o travă cum, care e spre moarte, adică cum de a te pierde, de ceva care e foarte estetic, dar într-un fel foarte, foarte trist, adică fragerie cu oameni, n-au apucat nici măcar să mănânce ceva și au dispărut. O legătură e cu Holocaustul, altă legătură e cu ce se întâmplă acum, acest pericol care dă semn că lucrurile care poate să dispară foarte repede. Masa în expoziție, masa sufrageriei care am avut-o în România, la București, cu părinții, instalația asta care acum e, într-un fel e la muzeu, dar e în întuneric, care e într-o cameră și e complet în beznă, dar în schimb e existentă și inexistentă în același timp. Și mai mult ce se poate simte, adică ce țin, eu mă gândesc, e energia ei. Iar alt lucru care este important de spus, folosește și sensul mirosului. Adică nu numai a ce vezi, ce atingi, ci e mirosul de ulei ars, e foarte puternic. Un miros care arată la anumit pericol. Am făcut și la Basel, cu galeria Plan B, o altă instalație, Rose of Nothingness, un bazin, cum ar fi o fântână neagră, ar fi fântâna morții, ar putea fi și tot legat de acel nimic, care acel nimic are legătură chiar
picăturile de apă care sunt făcute dintr-un sistem de irigare dezvoltat în Israel, mai ales în regiunile de deșert, în care apa e ceva foarte scump, e aproape ca petrolul, și de asta e făcut un sistem care picură, care îți dă viața. În acest sistem, această fântână care am creat, e exact invers, adică sunt lacrimi negre, lacrime care aduc la simțământ de dispariție, de moarte. La un moment dat se opresc și atunci această suprafață de apă neagră, de cerneală neagră, devine o oglindă care totul se reflectă în ea. Și una dintre aceste idei este o oglindă de cerneală în ochii mei, care e legată de, se numește Rose of Nothingness, de nimic. Și în ideea că cerneala este care îți poate transmite memoria, poate să-ți păstreze memoria în fel material. Și din acest bazin, care are o anumită legătură în imaginea mea cu nimicul, cum poți să referi nimicul, care nu are legătură nu cu timp și nu cu spațiu. E nimic care e o anumită depozit de cerneală, care această cerneală care ia formă de litere, dă o concretizare a memoriei, a timpului, a istoriei. Celan a avut gândire destul de profundă la lucrurile astea. Caută el să se găsească, să-ți găsească raport la subiectul ăsta de vid, de nimic. Le vorbim despre intangibil, adică căutăm prin artă, asta spun eu în încercările mele modeste și Celan în încercările lui prin cuvinte, adică e jocul lui din cuvinte, adică e tot un artist, să atingem într-un fel ce e imposibil. Eu am o anumită asociere cu el în timp, un anumit dialog. Eu sunt, mă văd în barcă cu Celan, adică poate el și eu stau în spatele lui, umbra lui, adică așa mă văd în ochii mei. Îți mulțumesc mult de tot, dragă Belu. Și pentru că dialogul nostru a fost mult mai complex, vă invit să îl vedeți în totalitate într-unul dintre episoadele viitoare. Acesta a fost Artfel de Jurnal din această săptămână. Nu uitați să vedeți frumosul!